Eu ne știam că aș uitat. Zi, e o vară, nu dorm. Lasă-mi ceva prostii. Salutare, fraților, bine am găsit la un nou episod. Suntem cu Mario, cu Tibi, cu Andrei Jumucapa. Salutare, fraților, a revenit pe zonă. Astăzi facem ceva nou pe canal. Avem scris în provocări. Ce l-ai sieie, tău? Bă, l-ai strătoie. Dar n-am putut să mă obțin serios. La unde e? Pe înainte am văzut un oclind. Gata e, gata. Dă-i și prea nimeni. Fața mea de un comente. Gata? Gata? Dă-i mine. Dă-i și prea, dă-i și prezent acolo, că eu mă uit să verificam. Da și p***a să-i vre. Unde are chem? Fraților, avem aici niște provocări, o să le tragem la sort, fiecare câte provocare pe rând. Avem aici 12 provocări, câte 3 provocări de fiecare vine. Cam asta e, eu sunt Mario Maros, Andrei Jumucapa, Tibi Croitorul, cântăresc la trompetă. Fraților, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și să activați clopoțelul ăla. Am văzut că mult, mai bine de jumate din voi nu sunteți abonați, fraților, de ce? Fraților, bă, dă-te, bă, frate, faci zgârii în mașină. Bun, aleg eu primul. Tu eu a doilea. Și te iei al patru. Eu trebuie să aleg o provocare. Deci Mario va lua prima provocare. O iau pe asta. Urcă pe stâlp trei trepte. De unde dracu să urcă pe stâlp trei trepte? Te-ai acoșa aia la dealul stâlp? Urci acoșa. Du-te în p***a, pe mă curinții la dracu. Am urcat până sus aici, n-am avut nici ca eu. Facem provocarea lui. Ai încuna, încuna. Încuna? Da. Păi ai două. Ai a doua. Încuna și ai trei. Am făcut provocarea, fraților. Nu uitați de asta. Un like. Bun. Și pune buză. Fraților, revenim. Este rândul meu să aleg o provocare. Nu voi alege pe aceasta. Ia. Yeah. 10 flotări. Bătaie din palmi poți? Dă-i. Și geama. Se vede cine are tractor acasă. A reușit, fraților. Fraților, acum este rândul lui Andrei. Alege provocare, boss. Dă-l pe Robert și întreabă dacă ești maker. Robert Țăranu. Mi-a dat pe divizor. Hai să-ți luăm răspunde. Fraților, din păcate nu răspunde Robert. Revenim când ne sună el înapoi sau o sunăm noi încă o dată. Tibi, alege provocare. Să faci plajă pe deal. Tibi, să fă plajă. Fraților, dăm drumul la plajă. Boss, bosslor. E o vară, nu dorm. Lasă-mi ceva prostii. Celor mai încercăm o dată să-l sunăm pe Robert să vedem dacă răspunde ca să îndeplinească Andrei provocarea. În data trebuie să plece, nu mai poate sta la filmări. No. Fraților, asta e. Nu răspunde, asta ba, nu mai e ceva de zis. Fraților, v-am sunat, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați un like. La Mario la fel, la Ciprian la fel. Ne auzim. Tibi, pe Instagram, un follow, nu strică nimic. V-am pupat. La revedere. Fraților, a rămas eu cu Tibi și cu Ciprian aici pe zonă. Am să trag eu o provocare acum. Mă iau pe asta de aici. Stai în mâini 3 secunde. Trebuie să stau, fraților, în mâini 3 secunde. Haideți să facem provocarea. Fraților, hai să încercăm să stăm în mâini. Trebuie să mă prind și pe aia. Nu vă aștept eu. Gata. 1, 2, 3. Provocare îndeplinită. Fraților, acum este rândul meu, voi lua această provocare. Deci, tracțiuni la copac. Frate, Joane, baft. Fraților, revenim cu 10 tracțiuni la copac. Da. Nu vrei, poți să-i fac, da? Hai să încercăm. Una. Când te vizi, ai pe fundar. Bun, bun. Oh, wow, n-am crezut să-i fac. Fraților, urmezi, eu voi lua pe asta. Yeah. Să mergi în centru să ascult Sandu Ciorburi. Dedicație pentru popa la biserică. Fraților,
E rândul meu să aleg o provocare. Să mergi descălțat pe drum. Atât a fost. Fraților, suntem aici pe drum, suntem în centru, după cum bine vedeți. Așa. O provocare a fost să mă descalzi pe drum, așa că eu mă descalz și mă descalzat pe drum. Nu e primul frumos. Am îndeplinit provocarea. Eu frate, eu vreau băbuș. Eu vreau băbuș. Mă duc după el, fraților, mă duc după el, nu se mai poate. Nu, orică ninja. Faci biceps cu cauciucurile. Băi, eu zic e ok. Fraților, facem provocarea biceps cu cauciucurile. Aici vedem. Deci cam câte ar trebui să facem? Câte vrei? Hai să facem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Provocare îndeplinită. Fraților, ultima, hai să alegi. Ultima provocare. Să mergi cu bicicleta într-o roată. Ok, bine. Hai, dă-i. Fraților, cam acum forță. Dă-i. Atât, asta e și șmecher. Fraților, cam atât a fost cu acest vlog. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și să activați clopoțelul. Salut! Păi, Johnny. Fraților, nu uitați să dați subscribe la Mare Marius. Ciprian va reveni data viitoare cu un vlog șmecher. Aoleu, păi, Johnny. Forță!